Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici 3 silver cu 133 de gold, avem Skeleton Barrel și cu tremur. Ok, următorul avem... Avem probleme cu netul. Ok, Flying Machine, Fire Spirits și Gold, 185, avem aici 136-139 de Gold, Mega Minion și Royal Delivery. Mai avem un Golden Chest cu aproape 600 de Gold, Royal Delivery, Giant Snowball și Ice Spirit. Și Bomb Tower. Ok, bun. Avem și câteva Crown Chest-uri. Sunt vreo 4. Wow. Da, 4 crown chest-uri. Hai să vedem ce găsim aici. 1162 de gold, 2 gemuri. Avem Royal Delivery, Barbarian Barrel, Zapis și o legendară. Hai să vedem ce ne pică din această legendară. Avem o prințesă. Am crezut că este Magic Catcher-ul inițial, dar a fost prințesa. Ok, încă un crown chest în care, hai să vedem ce găsim. Avem 1099 de gold, 2 gemuri, Skeleton Barrel, Ice Spirit, Cannon Cart și Flying Machine. Ok, și ultimul, avem 1186 de gold, 4 gemuri, Barbarian, Battle Ram, Darth Goblin, Royal Delivery și un P.E.K.K.A. O carte epică. Și ăsta e ultimul. Al patrulea. Hai să vedem ce găsim aici. Avem 1092 de gold, 2 gemuri, Royal Delivery, Giant Snowball, Gărzi și Wizard. Bun. Ok. Hai să vedem dacă e ceva de donat prin clan. Avem aici un Darth Goblin și cam atât. Ok. A început un nou challenge, cel cu mortarul, pe care l-am mai jucat în party mod. Și vom da și noi câteva meciuri în acest challenge. Și hai să-i dăm drumul, să-i dăm un pic pe reward-uri. Avem aici gold, golden chest, gold, un magical chest, din nou 2000 gold, un golden chest, gold și la final un legendary chest. Bun, hai să-i dăm drumul cu primul match. Punem aici arcașele. Pune și mini P.E.K.K.A. Ok. Din păcate ne-a luat el mortarul. Ok. Și avem acolo un inferno pe care nu prea avem cu ce să-l atacăm. Să pun aici un... Am pus Hog-ul acolo, care atrage mini P.E.K.K.A. după el. Punem și arcașele. Și ne luăm damage destul de rău pe ambele turnuri. Am început destul de rău de match. Dar poate reușim acum să câștigăm mortarul și nu reușim. Nici de această dată. Da, și se pare că tipul ăsta are un deck dedicat pentru acest mod de joc. Băi, un deck pe care probabil îl vom copia și noi și vom încerca să jucăm cu el. Da, e excelent cu acel Inferno Tower. Practic a luat toate
toate mortarele și noi n-am avut nicio șansă. La fel de bun este și muschetira, care trage de la distanță, carmiu pentru defense, în caz că trimitem trupe pentru capturarea mortarului. Da. Skeleton Dragons din nou își fac treaba acolo. Da, și nu am avut nicio șansă. Ok, așteptăm să terminăm acest match și vom încerca fix cu acest deck. Mi se pare un deck excelent. Dacă l-aș fi găsit în acele meciuri de party, probabil că ne-ar fi fost mult mai ușor acum. Da, 5 secunde din acest match și vom putea să jucăm cu acest deck, care sincer mi se pare bun. O să vedem dacă am avut sau nu dreptate. Hai să mergem aici în loguri. View profile. Bun, deck copiat și putem să-i dăm paste, nu? Cum? Ok, hai să-i dăm pe 1. Nu mai știu ce era pe 1. Da, hai să-i dăm paste. Bun, băi, avem toate cărțile peste level 9, deci nu ar trebui să avem probleme. Aici muschetira, punem și scarmiu. Skeleton Dragons, ce ar trebui să-l capturăm noi? Scăpăm acolo de... acei minions. Da, și reușim câteva hituri bune cu... cu acel mini P.K. Da, și uitați cât face acest deck. Da, excelentă decizie de a copia acest deck. Hai să vedem. Putem spune Skeleton Barrel aici plus Skeleton Dragons. Da, îl capturăm fără probleme. Aproape scăpăm acolo, de fapt chiar scăpăm de acel Furnace. Reușim câteva hituri bune și pe turnul din centru. Hai să vedem cum scăpăm de Wizard. Da, muschetirea trebuie să-l scoată cu 3-4 hituri. Ok, scoatem turnul din stânga. Scăpăm acolo și de... Da, și avem din nou mortarul. Mortar care trage direct pe King Tower. Aia, și eram destul de aproape de un 3 crown. Din păcate nu cred că mai avem timp.
Hai să vedem totuși, poate cu acest ultim farbol, da, nu reușim tricraunul, dar oricum, obținem prima victorie și hai să vedem dacă va mai funcționa acest deck în continuare. Deschidem repede chest-ul, avem și o epică, cărți destul de bune și aici, farbol pentru care primim extra star points plus gold. Și hai să vedem următorul match. Începem cu Mini Pekka și cu Skeleton Dragons. Ok, capturăm mortarul, din păcate ne scoate Mini Pekka-ul. Da, și reușim câteva hituri bune cu mortarul. De fapt, mortarul reușește câteva hituri bune pe turnul din stânga. Ok. Dăm aici un farbol. Capturăm din nou mortarul. Ok, folosește acolo balonul. Băi, o carte bună, acel balon. Păcat că n-am pus acea muschetiră mai aproape. Putem să folosim Skarmi fără probleme, pentru că și-a dat deja logo-ul. Mai să punem Skeleton Barrel-ul. Bun, și îl capturăm din nou. Capturăm din nou și aproape i-am doborât turnul din stânga. Da, nu ne mai pasă momentan de mortar. Vom pune infernul pentru următorul. Hai să vedem. Pom aici de Witch cu Skeleton Dragons și din nou mortarul reușește câteva hituri bune pe turn. Simtem Skeleton Dragons acolo. Da, și scoatem turnul din dreapta. A trebuit cu următoarele două hituri ale mortarului să reușim. Aș sta un zep aici. Bun, reușim din nou două crown-uri și câștigăm cu 2-0 din nou acest match. Cu 2-0 am și pierdut match-ul inițial, dacă vă amintiți. Și practic funcționează această regulă. Bun, ne luăm următorul gold de 2000 de gold. Hai să vedem, nimic în clan. Și cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!